20 ianuarie 2023. Este ședință ordinară, o prezență, nu știu, a ajuns la mine, dar cred că sunteți majoritatea. În mapele de lucru a fost procesul verbal al ședinței din 20 decembrie, ședința ordinară, iar pe adresele de mail ați primit cele trei procese verbale ale ședințelor extraordinare din ianuarie. Dacă aveți ceva amendamente la vreunul dintre procesele verbale. Le votăm în bloc sau le spun separat? Procesul verbal al ședinței ordinare din 20 decembrie. Cine este pentru? Da, ședința extraordinară din 13 ianuarie. Cine este pentru? Ședința extraordinară din 20 ianuarie. Ședința extraordinară din 25 ianuarie. Mulțumim. Dau cuvântul domnului președinte de ședință ca să vă prezinte proiectul ordinii. Proiectul ordinii de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, inițiator primar Iulian Budacă. Numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru serviciu public de alimentare cu apă și canalizare a său pentru anul 2023, inițiator primar Iulian Budacă. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință, inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al Comunei Asău, inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Asău, la data de 31 decembrie 2022. Inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Asău pentru semestrul 2 anul 2022. Inițiator primar Emilian Budacă. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, prestate de beneficiarii de ajutor social, inițiator primar Emilian Budacă. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personale persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 2 al anului 2022, inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Asău în anul școlar 2023-2024, inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol al Comunei Asău pentru semestrul 2-2022, inițiator primar Emilian Budacă. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Comunei Asău pentru anul 2022 al compartimentului de asistență socială Asău, inițiator primar Emilian Budacă. 12 probleme diverse. Am înțeles, supunem la vot ordinea de zi și apoi modificarea, am înțeles. După ce citesc modificarea, supunem la vot. Păi nu, dar citești că modificarea ordinea de zi, proiectul și după aia... Așa o zonă modificare. Modificarea ordinii de zi. Proiectul hotărârii privind sancționarea consilierilor locale ai Comunei Asău ce au absentat nemotivat de 3 ori consecutiv la ședințele Consiliului Local Asău, inițiator primar Emilian Budacă. Supunem la vot. Ordinea de zi. Cu modificare. Cine este pentru? Numărul 1. Proiect de hotărâre. Este doamnă aici, dacă nu. Poți să ne împadă ședința? Da. A durează 2 ore. Poți să trec prin la 1. Bună ziua la toate lucrurile. Începem și noi cu dorințele noastre din capul brigăzii, pentru că acolo noi suntem animă, noi ne aparținem din comuna asta. Cu
iluminatul pe stradă. Este iluminat public, da? La ora 5 am pozat câteva zile, dacă vreți, vă arăt poza. La ora 5 se aprinde becul. Deci astăzi, la ora 5, dacă mergeți, becul e aprins. Mâine dimineață, când copiii pleacă la școală, tipideal, știți, domnul primar, pleacă copiii la autobuzul elevilor, e stâns becul. Deci începând de la ora 4, la noi nu mai există lumină pe drumul cealaltă la noi. Nu știu care e situația. Deci gândiți-vă că sunt copii care se duc la școală și noi. Dați voi, voi să vă răspund la fiecare cum, ca să nu ne... Da. De câte ori m-ați sunat, mereu scris pe Facebook, de câte ori m-ați sunat și mi-ați adus la conștiință că nu merge luminat? O venit bulica, i-a spus lui... Doamne, stați! De câte ori m-ați sunat... Păi nu v-am sunat pe dumneavoastră, dar a fost... Nu m-ați sunat și eu nu am dat un spăiesc. Dar n-am vorbit la altele sau n-am vorbit de șanță care l-a fost săptămâna trecută. De șanță. Dar eu atunci eram venit acasă, pentru că eu nu știu. Dar tot timpul venit. Păi, stăt un pic, dar au venit lușa lui Gheorghe al Ferent, dar și-o anunțat. Dar lușa lui Gheorghe al Floarii au venit, au vorbit cu Vicile, au vorbit cu Fuguța, eu nu știu. Deci, întrebați-le. Aduceți-ne la cunoștință și noi păi trimit, pe urmă mai este becul care l-a spus, l-a pus acolo la gater. Gândiți-vă că mai avem și oameni pe izvor, care trebuie să ducă pe izvor. Becul bate la gater, iar pe izvor oamenii n-au înțeles. Doamne, bate stradă, becul. Care e becul? Este becul care de lângă Troiță, bate către gater. Dacă e la izvor, n-a pus niciun bec. Nu bate către gater, bate în drum. Ei, păi bate în drum, dar trebuie și pe izvor. Bate în drum. Ia de treabă. Nu sunt probleme, dar ce o cerut cineva din cetățean din comun, o solicitat? Eu nu știu, dar eu am zis că au fost mulți. Dar eu nu știu care au fost. Eu vă spun ce le. Pe urmă, hai să luăm de gardul de la mine. Am ajuns la mine, pentru că astea mi-au spus lumea, că uitui la tot ce duci acolo, stai de vorbă. Am venit la dumneavoastră. V-am explicat? Ți-am explicat, domnul Marian? Ai spus de șan, și-a făcut? L-ai făcut? Da. Te-ai dus? Da. Ai văzut? Da, este șan. Îți place? Da, e șan. Ei, veniți și dumneavoastră. Vedeți că n-ați aveți timp, săptămâna asta nu-s acasă, asta pentru că plec. Și de ce nu mai strigați? Stai să-ți arăt ce i-ai făcut acolo. Dar ce mai trebuie la urmări? Ce? E șanțul care drenează, care prea șanțul ce vine la brigadă. Și cum a făcut șanțul cealaltă? L-a făcut șanțul cealaltă, ai venit de aici așa și te-ai îngropat aici. Și ai făcut bumbonul. Nu se scurge la apă, nu se scurge. Nu se scurge pentru că n-are cum că are aici. De ce nu te-ai uitat la lumea? Vrei să... Nu a fost acolo, vreți să vă aduc și budoi escavatoristul să vă spună? Păi eu știu că a fost, când am făcut. A strigat, o plasonat, a fost. Și nu a spus la ce, doamne, păi eu am venit. Eu am venit la dumneavoastră în birou. Am vorbit cu dumneavoastră, eu am plecat, eu nu pot să stau. Vă zic că vine 2-3 zile. Eu am plecat de acasă pentru că dacă nu mă sun, n-am ce mânca. Și știu că n-a venit, pentru că eu mă urcam în autobuz. Aici am zis că e conștient și face și el ca lumea acolo, dar vine la deal. Nu săptămâna asta nu se acasă, dar păi stăm de vorbă, că mâine dimineață mai internet și nu pot să stau de vorbă ca să vedeți care mai ia și de... Auziți, domnici, ce spun, dar zic, cum știa, domnici? În momentul când a fost trimis buldoi excavatorul, era timpul foarte ploios, terenul foarte moale. Dar a fost după aceea. Da, într-adevăr. Ar trebui renișat, dar în momentul când e terenul de așa natură, ca să... Da, dacă să vii apa mai mare, eu vă dau voi, acum faceți cum vreți. Nu vă deranjez absolut deloc. V-am adus la cunoștință odată, am mai venit odată aici în ședință. Și a treia oară, când apa s-a duce, și așa, domnul, când a fost celălalt președinte, mi-a luat și mi-a lăsat jumătate de atât dacă vin din casă și asta, mi-a luat din teren. Și în loc să-mi deie ca să-mi fac acolo dic, o zis la asta, Ileana, o țugam, dar nu ce dracu, doar barbasul e dispărțit, nu-s așa. Păi așa este, ce e adevărul, de ce să nu spunem adevărul? Ca de exemplu, ca să vă mai spun, și pentru asta am venit, pentru că am ajuns în ultimul grad, nena a fost mușcată de un câine pentru că o salvat un copil de 8 ani. M-am dus cu ea la spital, am venit înapoi. Aici, la primărie, în fața primăriei, deci trece și poliția și primar și stăt, și medicii din partea cealaltă, o doamnă, eu fiind nervoasă după ce, ce trăgeam, dădea mâncare la câinii pe scări. Cuțu, se strânsese vreo 5 câini. Eu mă dau jos din mașina care a fost și o întreb, doamnă, dar ce faci?
Le dau mâncare la câini, dar nu-i bine să iei câinii cei și-i duci la tine în ograd, acasă la tine. Iese și două fete din magazin, rușinii din partea lor, că nu eram bată, eu chiar dacă eu, mă duc și beau dracului în casă, dacă mi-e de băut, dar nu beau. Și strigă, a, asta-i bată. Cum Dumnezeu mă, eram bată din foame și eram bată din acazul care le aveam. Și o zic că doar și noi le dăm mâncare pe treapce la câini, oare din toți care sunteți aici, nu vede nimeni că să dăm mâncare la câini acolo în fața la profi? Și vina noastră asta, vina mea primarului? Da. Știți că am întrebat în americat, deja, venit de la o firmă de care s-a întâmplat, am venitat 12 câini, am văzut mai avem un contract pentru 30 câini, știți cum plătim pentru câini? 700 de lei numai. Păi vine și la brigada acum și vezi câți scrimșoare. Păi și nu-i lăsați de aici. Aveți cale în Mariane, în America, a spus cale. Păi nu vă supărați. Nu zic, spuneți-le la fete, nu se râde de lumea care li face observații, că dă mâncare la câine acolo în ușă, Liliane. Dar ce vreau să nu înțeleg? Păi cum, să ies din magazin când sunt zădoare și dau mâncare la câine acolo pe treapci? Păi și eu că primă ce stăm, nu ți-e... Păi atunci da vieță-le voi, că doar când ori trece copiii de la școală, te dai jos din autobus, te duci la dispensar, tot așa vin când ești, prinde-le picioare. Da, domnule, pentru asta noi avem un proiect, s-a aprobat un proiect. Păi faceți ceva și v-am spus, faceți ceva și cu iluminatul, uite, dimineață trebuie să plec la autobus. Fără probleme, dar când ne-a zis la cum știu, să se rezolvă. Așa. Se mai delegrează și ziua, e un șoc de curent, e se delegrează. Dacă un șop de curență ia sau, că azi delegrează... Marian, am o săptămână la rând care am filmat, la ora 5 s-a prins bietul. Dar ai sunat odată pe cineva, că ți-am zis, din când am vorbit noi, mai prins bietul și atunci... S-a prins bietul acum la 5 și mâine dimineață la 5 și stă fiind bietul. Ne-am întâlnit și ieri și astăzi, ne-am întâlnit nici noi. Nu, ne-am întâlnit, eu n-am fost nici aici. Păi acum, acum, când am venit acum, te-am întrebat, mă primești pe mine la 3 la ședință? Vă felicităm mai curând. Vă mulțumim pentru spiritul civic. Da, de fiecare dată când mai sunt probleme, luați legătura personal cu mine, dacă vreți. Personal cu dumneavoastră. V-am spus, când veniți la deal, eu acum plec, mă îmi văd la deal. Veniți la deal. Și când se vine atunci, dacă acum plecați? Păi, trebuie să mă duc, dacă nu ce fac, vine și avarea după mine iarăși, iarăși. Când veniți în zonă, sunați-mă și așa. Veniți la deal ca să mă murim treaba acolo. Deci câte treaba să duci în grădină și mă trezesc când mă duc lângă pot. Stau sub pot, așa de frumos stau cu tău cu tață. Da, și nu e. Nu e așa. Eu știu... Și-a venit și domnul. Am promis, dar... Ai fost la deal? Ți-am arătat? Le-ai spus? Că doar în gând, avem și noi consilier. Da, doamna, ce bine. Ei, trebuia. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi, seara bună. La revedere. Da. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiator primar Emilian Budată. Comisia o avize favorabilă. Mi-am spus în punctul de vedere și la dezbaterea care au avut loc săptămâna trecută. Nu vreau să luați nume de rău, dar această listă de obiective de investiții, care de fapt este provizorie, pentru că am înțeles că vor trebui să ajungă și banii la Consiliul Județean și probabil că mai adăugăm ceva la lista de investiții, este foarte subțit. Au ajuns astăzi, n-a fost adăugat Alexa, da, sunt la comisie, s-a dat la comisie că nu există la lista. Și chiar o venim. Și lista de investiții a rămas aceeași. A rămas, e provizorie, scrie de aici, provizorie. Dar bineînțeles că e provizoare, deoarece în timpul anului se poate modifica lista de investiții. Categoric. Și spun că este subțirică această listă de investiții datorită faptului că la lucrări noi pe compartimente apar foarte, foarte puține și mare parte dintre ele sunt din excedentul anului trecut. Mare parte din ele.
ales în liniște, din anul trecut. Cu excepția achiziției, eu n-am înțeles de ce a scris atât de mic aici, că nu reușesc să văd chiar tot. Dotarea compartimentului, monitorizare, salubrizare, întreținere străzi al comunei, prin achiziționarea unui utilaj și accesorii. Și apoi vine de desubt. Tractor, dacă văd bine, încărcător frontal, încărcător frontal, da, tractor cu încărcător frontal, sărăriță noastră ce face? Și mai luăm una? Da. Mai cumpărăm una. Asta e o sărăriță de o tonă, care s-a atașat după tractor, să poți să cu toate ulițele. Pentru că sărărița asta e pusă pe remorc la tractor, are vârtier, nu poți să dai înapoi cu ea, nu poți să... Da. Vezi plic despre utilajul ăsta, ce-i vorba? Despre? Despre utilajul ăsta. Nu, am înțeles. Păi nu, hai să se întâlnă. Sau de ce-ți înțelegi ce-i vorba? Spune. E un proiect bengal, care l-am obținut ieri la ora 16, l-am transmis de la AFIR, am fost eligibil. Drept pentru care o parte din consilieri, o să ajungem la momentul ăla care să le discuteam, nu au binevoit să vină la ședința de consiliu. Dacă noi ratam proiectul ăsta, pierdeam aproape 80.000 de euro. Am solicitat consilierilor 3 ședințe de extraordinare luna asta. Și le-am solicitat nu când doresc eu să văd consilieri în centrul comunei. I-am solicitat să trecem proiecte, să facem treabă. Asta se vorbește prin comună, o parte din consilierii așa din opoziție. O să-i întrebăm ce o să facă, o să întrebăm ce au făcut, ce au făcut cu bani. Dom'le, dar sunteți liberi. Ați venit odată ca și consilieri să întrebați pe primar de ce nu... ce face cu banii și proiecte are. Am cerut aici în ședință să ne aduceți un extras de cod. Unde sunt banii, dacă aveți bani pe taxa de drum? Așa au rămas. Ați prezentat, ați venit și un extras de cod? Dar sunteți consilier, domnul Costas. Noi am cerut aici și ne-am spus da, ședința următoare o să vă prezentăm. Domnule, veniți la taxe și impozite. Veniți la toate compartimentele, sunteți consilier al comunei și solicitați ce doriți. Și veniți scris, ca să avem dovezi dacă vreți să vă documentați. Că vor primi un sucoas la dosar. Despre asta e vorba. Da. Dacă noi ratam, dacă nu aveam vorum, a fost o consiliere. Pierdeam 80.000 de euro. Puțin cât este, dați 80.000 de euro. În un utilaj care deja nu mai facem față. Toată lumea vrea să licosăm la poartă, să licurățăm zăpada din fața poartei, să măturăm drumul, să... Așa. Am mai accesat un program prin GAL și Dumnezeu ne-a ajutat. Și am primit finanțare. Sperăm în vreo săptămână, două, să semnăm și contractul. Mi-a dat răspuns. Ei, nu credeți că am avut eu chef așa să vă chem la primărie? A fost din... și doamna secretară poate să ne spune de ce s-a întâmplat chestia asta. Pentru proiectul de modernizare drumuri de interes local, nu am avut cadastru definitiv. A fost cadastru provizor, făcut în 2017. Nu a fost făcut pe timpul meu, nu a fost făcut de mine, asta nu înseamnă că dau vina pe cineva, da. Noi am pregătit o documentație, am dus-o, a fost ok, la un moment dat vine și întoarce înapoi, domnule, aveți cadastru. Și în 3 zile trebuia să dăm răspuns. Trebuia o hotărâre de consiliu. Nu ați binevoit să veniți. 3 ședințe la rând, domnul Părfat, 3 ședințe. Noi când ați candidat, da. Trebuia să vă asumați, să știți că vă trebuie 4 ședințe pe lună. Eu lucrez la privat. De data din 25, uitați, la medic am fost. Știu. De data din Iovin, dacă vreți, greșeala mea a fost că n-am venit domnule la muncă cu adeverință. Dar de acum, să nu credeți că eu vin la ședințe extraordinare. Dar o să mă pregătesc din timp, o să anunț că nu vin și o să vin cu o hârliuță. Păi, fost cu 5 zile, așa. Cu 3 zile, cu 5 zile. Așa. Ei, și cu ce vă încălzește pe dumneavoastră? Dar legea spune invers, domnul. Poftiți? Legea spune pe dos, adică da. Dumneavoastră în Consiliul Local
trebuie să vă prezentați și la muncă să duceți o dovadă cu care aveți ședințe în acea zi. Doamne, dacă ați dumneavoastră că privatul, stau după... două ore aici și în locul meu lucrează patru. Dumneavoastră știați că lucrați în privat. Dumneavoastră, doamna administrator, vă frumos. Dar de ce spune undeva că n-ai voie să candidezi dacă ești angajat? Unde este interzis legea asta? Unde este arătat legea, articolul unde este interzis? Spune că nu am voie să... Nu am voie să lipsez nemotivat. Haideți să facem în felul următor. Domnul președinte, dar aici la subiect. Mergem pe proiect și doamna Hangar, vă rog, nu luați la urecheat un consilier. Nu sunteți cu aplicațiile, nu sunteți președintele cu... Deci știți care. Gata, hai să încheiem și să-l supunem la vot. Haideți să mergem timp. Avem timp și pentru datistea asta. Păi și supunem, eu nu stau acasă să-l liniești. Supunem la vot primul proiect, da? Cine este pentru? Abținere împotrivă. Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru serviciu public de alimentare cu apă și canalizarea său pentru anul 2023. Inițiator primar Emilian Budar. Aviz favorabil. Discuții, domnul Nicolin? Aici aș vrea să participe cineva de la serviciu de apă, să ne spună de unde vin aceste venituri, dacă a terminat de plătit acea datorie la noi, la Consiliul Local. Văd, cu trecut aici 12.500, în trimestrul 1... Poftim? Ați avut ședința de comisie. Nu era aici. Cine am avut om. Cum? Dar e doamna contabilă. E Grânceanu, mă întreba. De ce să fiu contabilitate? Că e doamna contabilă. Păi dacă venitul și cheltuie de șase, nu? Am întrebat de Grânceanu. Alte discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 3. Proiect de hotărâri privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primar Emilian Dragă. Comisia a disfavorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Nicodim. Nicodim Costel, da. Nicodim Costel, la urmă. Urmează. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Iasău. Inițiator primar Emilian Budac. În comisie s-au făcut propuneri, multe propuneri, dar numai doi consilieri. În comisia de dezvoltare, comisia economică este propus domnul Bobeică Claudiu. Comisia de învățământ propune domnul Cojocaru Macadam Cosmien și comisia de administrație propune pe domnul Ferchiu Marius Andrei. Supunem la vot pe pirene, nu? Comisia este pentru Bobeică. Doamna secretară, da. Comisia de administrație a propus pe așa. Pe Fierchiul. Pe domnul Fierchiul. Păi da, am zis. Deci supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier Bobeică Claudiu? Nu pentru domnul consilier Cojocaru Magadam. Cine este aici, pentru? Aici nu, eu. Trebuie, da? Putem aici, consilierul trebuie să aibă studii locale, care. Nu este. Așa știu. Ați propus la anul trecut. Data trecută. Am propus. Da, ați propus să respectăm. Să respectăm, doamna Tuchila, și v-ați propus să fie măcar cu studii. Băi, cum să fie evaluat un om de specialitate? E un om care nu are dreapă cu specialitate. Dacă nu aveam cu studii de specialitate,
Noi vorbim de dată, noi vorbim de fapt. Păi cum era aici? Așa scrie la carte, la legea. Spune eu cum. Așa cum pe noi, domnul Ucursen. Eu sunt jurist și trebuie să spun care e legea. Dar poate mi-e răspunde, să răspunde. Dați-mi voie să vă răspund. Bune, doamne, nu am voie să specializez. Domnul Ucursen, dacă îmi dați voie, se poate treaba asta. Suntem aici doi, trei oameni care am făcut sau facem parte din sistemul de învățământ. Și acest lucru se poate. Vine un părinte care are 8 clase și mă evaluează pe mine ca profesor. Deci se poate. Da? Deci se poate. Dacă se poate, se poate. Dacă se poate. Nu, nu, nu. Asta este legea, n-am făcut-o eu. Asta e legea, n-am făcut-o eu. Domnul, dacă vă gândiți că a fost colegi consilieri, ai citit referatul de aprobare? Ia citește la punctul 5. Nu l-ai citit. De ce? Păi nu l-ai citit. Că să zic. De ce? Păi spune exact. A, nu vorbește nicăieri despre ce zice doamna Dumnezeu. Da. Scrie nu știu de ce. Doi consilieri, nu scrie. Nici rectorul Vestac, nici... Eu zic că totuși trebuie să ai pretenție atunci când te evaluează cineva să aibă măcar studii de egal. Așa vine și te treabă tine cât ai dat diplomă de jurist. Se poate. Dar nu înseamnă nimic. Eu nu vin legislat. Eu n-am dat. Nu, nu, el a scris jurist, dar nu a citit. Nu, a zis că nu vrem. Asta e jurist. Nu vrea de la administrație. Încă o dată vă spun, vă băgați prea tare peste de multe ori băgați peste ședința de consiliu local. Nu sunteți consilieri. Luați cuvântul când sunteți întrebați, atât. Vă rog frumos, atât. Știi când eram colegi? Păi sigur că, atunci eram colegi. Sigur. Domnul președinte, ședințe greșit, unde am luat cuvântul ședința, nu domnul. Sunteți totuși la ședință de Consiliul Local. Bine, noi am învățat, dar voi putem învăța. Cel ce greșește să greșească în continuare. Domnul consilier, haideți. Supunem la vot pentru domnul consilier Cojocaru. Cine este pentru? Spuneți? Și pentru vot, supunem la vot pentru domnul Fiert. Păi ce se mai supune dacă sunt de la vot? Păi exact. Era vorba cu două persoane cu studii speranțe. Joacă de... Numărul 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Asău la data de 31 decembrie 2022. Inițiator primar Emilian Rudacă. Comisiile aveți favorabile. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Numărul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea raportului de evaluare asupra activității serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Asău pentru semestrul 2 anul 2022. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile aveți favorabile. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, prestate de beneficiarii de ajutor social. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile aveți favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? 8. Proiect de hotărâri privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 2 al anului 2022, inițiator primar Emilian Budacă. Comisia disfavorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? 9. Proiect de hotărâri privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Asău în anul școlar 2023-2024. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisia disfavorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 10. Proiect de hotărâri privind analiza statului de înscriere a datelor în registrul agricol al Comunei Asău
pentru semestrul 2022, inițiator primar de an Budan. Comisiile aviți favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale la nivelul Comunei Asău pentru anul 2022 al compartimentului de asistență socială a Asău. Inițiator primar Emilian Budan. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Modificare ordinii de zi. Aici vreau să retrag proiectul ăsta. Ca să dau dovadă de clemență și de bună credință. Am fost foarte nervos când am inițiat proiectul ăsta de hotărâre. Și v-am spus motivele adineori la începutul ședinței. Adică noi ne luptăm și vrem să facem ceva pentru comuna asta și niște colegi de noștri, care unul din ei spunea că e expert în absorbție fonduri europene, care orientează de fiecare dată ce vine la ședință doar filmate și plătite și doar ca să comenteze. Deci, la trei ședințe consecutiv nu a binevoit să vină. La proiecte pentru comuna noastră, proiecte esențiale. Deci, dacă noi nu aveam vorum, un consilier, dacă mai lipsea miercuri, noi nu pierdeam proiectul ăsta de 80.000 de euro. De asta am inițiat proiectul ăsta. Nu că aș vrea să iau bani la cineva, că e vorba de 30 de lei. Noi chiar nu, încă doamna secretar chiar m-a întrebat, dacă cât pe 6 luni, pe 3 luni, zic, puneți pe 3 luni la jumătate pe deasă. Nu, acum retrag de pe ordine de zi, ca să vedeți că chiar nu am nicio problemă cu chestia asta. Doar asta vreau să vă zic. Sunt proiecte pentru comuna noastră, sunt proiecte pentru noi. Când ați intrat în politică, când ați acceptat să veniți pe lista de consilieri, trebuia să fiți conștienți voi. Trebuie să ne sacrificăm și din timpul nostru pentru, pentru comună, pentru la ce mamă. Adică ne bucurăm că luăm 6 de lei acolo renta de consilier, dar venim doar când ne convine și venim doar când e filmată și să comentăm și să... Dar, nu ar fi bine să întrebați și pe noi, băieți, lucrați, unii dintre voi lucrați, la patru lucrați. Domnule, vă rog să citiți legea ce spune acolo. Sunteți în voință. V-am anunțat cu 5 zile înainte, v-am anunțat cu 3 zile înainte că nu a fost extraordinar. De cine ați venit? Mă refer la ore. Aici la ore. Când doriți dumneavoastră, dar dacă... Păi, dar ați spus ceva, ați spus ceva. Deci când dorim noi. Mă sună și spune, domnule, la ora 3 trebuie să aveți datele de la ora 3 jumătate din programul. Dacă nu aveți prezentat din documentele, pierdeți proiectul. La ce oră vrea să spun? La 8 seara? La 9 seara? La 9 zi mai departe? La 9 seara? La ce oră vrea să spun să-l pui? Da, domnule, vineți să-mi spune că nu-i conform legii, nu m-ați anunțat cu 3 zile înainte. Că toate mea astea pe voi. Da? Dumneavoastră, în timpul dumneavoastră liber, sunteți obligată să veniți la ședință de Consiliu Local la 8 seara? Sigur că da, dar nu aveți mare dreptate. Da. Mare dreptate aveți. Și eu fiind cu... Sunt obligat. Doamne, păi nu da, eu fiind din timpul meu liber, domnul primar, puneți ședințele ordinare și toate ședințele după programul, deja la ora 4. Vă convine la 4? Super! Când doriți mă? Doamne, nu convine. Eu sunt după ce am nu, stați un pic. Pe mine, am întrebat de doamna secretar. Eu din foarte multe ori, domnul Cotfas, și la ora 6 sunt la primărie. Sau vin de acasă. Sau vin de acasă. Da, pentru că am știut în ce mă bag și am știut la ce mă angajez, spre deosebire de dumneavoastră. Și dumneavoastră luați o indemnizație. Dacă este să socotim indemnizația dumneavoastră, la câte ore participați aici în Consiliu, raportat la salariul meu, la câte ore muncesc, s-ar putea să ieșiți mai bine dumneavoastră decât financiar vorbim. Și doamne, nu vă dați demisia. Dar nu vreau, pentru că mie îmi place ce fac și eu mi-am asumat. Eu mi-am asumat. Dați-vă dumneavoastră demisia din consilier dacă nu puteți veni la ședință. Apropo de treaba asta, doamna Marcel a spus să ne iată aici. Dar când se plimbă cu mașina de așa la vară în timpul serviciului copiii, mașină cu mașina... Dumneavoastră știți că programul poate fi flexibil? Da, se mai sunt zile în care iau copilul de la școală și lipsesc 10 minute din instituție, dar asta nu înseamnă... Când ați tamponat la primărie, aceea... Am tamponat eu în mașina primăriei.
Informați-vă, domnul Paisvate, și după aceea faceți acuzații. N-am știut, uite, bine că mi-ai spus. De ce-i tamponat, băi? N-am știut nici eu, mă ierți, domnul Marian. Ești unul este programul, nu te la ora 6, când plec din primărie, mă vedeți? Da. Pe data de 1 de, sau când, pe 30, când toată lumea a fost liber, noi am fost la serviciu, am venit la ora 10 seara și am făcut documente, atunci nu veni, nu atâta vede când ne primăm cu așa. Dar cât am făcut naveta cu mașina mea personală, la și Puiești, din, la Puiești, la Pitești, da, din personalul ăsta care merge, din personalul din primărie, care merge cu mașinile personale, ai nu vede. Nu se vede. Ia uitați, domnul Vici, face naveta cu mașina lui personală, nu se vede. Și așa, dar e normal? Păi nu e normal, dar facem treabă, dacă vrei să vii la serviciu, faci ceva. Vrei să fac naveta la Agăș, dacă în comuna asta lucrăm. De acum. Sunt pe ora 4 cu mașa primăria, ai voie să mă. Cine? Da, domnule, când am venit la atâtea incendii, noaptea la ora 3, când mă sună de la ISRU, nu mă vezi atunci. Domnul Părți Bante doarme acasă și da. E programat, ține mașa acasă. Da, e programat. Deja am înțeles că a ținut o ședință pentru un magazin mai la deal, voi țineți una la bari. Dom'le, dar totuși dacă vreți, veniți-vă și informați-vă, ca să știți ce spuneți în ședință. Informați-vă, veniți la noi, ceriți informații, să știți ce le spuneți. Că bă, dați niște informații distorsionate, dați niște informații false. Că n-a ajuns chiar nimeni în urmă. Uite una din informații așa. Mi-am și castigat mașina primăriei, băi, o fi fost în vreo moarte, eram... Da. Domnul Cătălin, o lisa. Da. Păi, dar uite, așa publicul crede că, uite, auzi ce facă el. Pentru că de niște cetățeni ca domnul Paisvante care spune... Stați liniștit, domnul Paisvante, că n-am tamponat nicio mașină, nici pe a mea personală, nici pe cea a primăriei. Cine v-a spus asta, vă informa greșit. O să am grijă. Mulțumesc pentru grijă, domnul Costel. Sunt asigur să cine face pe tine. Da, chiar, și cred că dar sunt un accident. Da, ci. Să aveți și dumneavoastră grijă cu pușca. Pentru ce sunt toate asigurările și toate... Dar eu aș vrea să adaug pentru programul nostru și după ora 4 când ajungem acasă, orice probleme sunt, suntem nevoiți să plecăm din... Dar asta nu-i bine, asta nu-i știi, domnul Păiescante, că mă sună. Că stăm așa de două, trei ori la tine la poartă și noi la treabă... Doamne, domnule, mașina mea personală poate e nevastă mea... Am și eu dreptul să merg jumate de ori la masă, da? Nu stă două, trei, ceasă. Și poate am lăsat mașina acolo și am luat furgoneta și m-am luat cu băieță la... Nu mai da, domnule, nu am drept. Hai să nu urcă la nivelul domnului Paisvante și amețești. Poate de multe ori mi-au trebuit niște scule, niște chei care nu le am și au trebuit să mă o să le cau ca să fie rezolvat problemele. Am adus chelă de acasă și panouri și asta nu se vede. Așa ce aș urmă ca amețești. Dar pentru asta am inițiat proiectul ăsta de hotărâre. Se înțeleagă, îmi pare rău, l-am retras de ordinea de zi. Hai să vă mire. Da. Hai să vă mire. Haideți, domnul consilier. Păi trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. Răbdarea e ruptă din rai, spune eu. Ai aprobare. Am aprobare, da? Doamna, da. Administrator public, ați lucrat în învățământ, a spus, nu? Da. Așa știu. Am fost coleg. Avem aici un coleg profesor, doamna, domnul Puiu, domn primar. Dacă ați fi în locul meu și aveți ori la clasele mici sau la clasele mari, ori după amiază cum eu, ați lăsat clasa copii și ați plecat? Eu niciodată n-am spus. Răspunsul automat că va fi, cred că nu. Sau poate da, lăsați clasa și plecați. Eu niciodată n-am zis că nu vin la extraordinari. De câte ori am fost, doamna m-a sunat. Chiar în zi. Și a duce ceva aminte și a... Vă rog frumos, chiar acum, deci ne duceți discuția de rezolvă și... M-a sunat doamna, a spus că pot veni, pot. Ședințele, noi ne-am pus programul la școală, domnul Claudiu poate confirma, doar dacă nu vrea, pe alte raționamente. După ședințe, miercurea și vineri, am spus clar, nu pot, avem ore, plin, sunați-ne, domnule, haideți după ora 4, haideți la ora 5, știu că vin proiectele, ca, cum a spus dumneavoastră, pe 10, să le dați până la ora 3, am înțeles. Dar la o ședință ordinară, da, ne punem de acord. Dar la o ședință păi, haide să vă spun consultantul sau mă sună de la Ministerul Dezvoltării. Domne, până la ora 16. Avem documente depuse, dar nu pierdeți proiectul. Bun, dar ce să facă? Vedeți că sunt care avem cu timpul, adică să ne dăm demisia, că să nu mai candidăm, noi avem. Domne, dar v-am anunțat cu 3 zile înainte. Căutați domnul locuitor, căutați domnul. Domne, am ședință de consiliu, de să vedem un proiect în comună. Păi, dacă ne-ați anunțat cu 3 zile
înainte, de ce nu facem cu 24 de ore înainte și punem ora 8? Să chiar la ora 8. Dacă la ora 16 mi-au zis să prezentăm. A plecat la 1 noaptea la București. La 1 noaptea a plecat la București. Așa ne-a spus în fața distrei de votări. Până a doua zi. Dar trebuie lucrat o documentație. Dar nu înțeleg, trebuie lucrat o documentație. Dar ce se înțeleg ce spuneam? Interesant e că noi ordinarea, dacă începe la 2... Mami, bun, ați auzit că am pus ședințele, Marian, am pus ședințele, după că dacă e Marta și noi... Dar ordinară care sunt despătite la scoasă. Nu, nu, Marta și noi am urmărit. Deci la ședință ordinară care e plătită, v-ați putut la liber, nu? Domnule, nu credeți că nu am ori, am sunt liber atunci. Miercurea a fost ocupat, nu am fost să pun. Păi cum, dar astăzi, de obicei, noi țineam joi de ședințele ordinare. Marta și noi am spus, Marta și noi a ținut ședințele. Domnul Cătălin, n-ați fost președinte, ședință. Acum fiind președinte, o să fiți. Acum fiind președinte de ședință, am răspunsul la ce spuneți. De exemplu, trebuie să semnez actele și discuții. Vreau să spun că ultima dată ședința extraordinară care s-a ținut, doamna secretară a terminat într-o oră sau într-o toată documentația pentru că trebuia făcută rapid. Mi-a zis că nu pot să o semnez mâine. O să vii astăzi peste o oră ca să o semnez, că mâine dimineață trebuie trimis și trebuie mers. La ora 1 noaptea am trebuit să plec. Înțelegeți? A fost dezbaterea. Deci sunt lucruri fortuite. Eu nu v-am contrazis. A fost dezbaterea publică pe proiectul de buget. Așa că câți consilieri au fost la dezbaterea publică? Nu au fost cu plată, spune doamna primară, doamna primară. A, păi asta trebuie să vă rețetăi, mă, de pe mine. Câți consilieri au fost, doamna la dezbaterea publică, privind proiectul de buget? Dumneavoastră, doamna. S-a plătit și acolo, cumva, și nu știam eu? Păi doamna, haideți, vă rog frumos, dacă tot, haideți să nu măsurăm totul cu jumătate de măsură, să cântărim totul cu jumătate de măsură. Hai să spunem lucrurile pe nume. Deci unde se poate, se poate, unde nu, îmi pare rău. E incredibil. Deci nu e nevoie din noi? Domnule Puiu, nu e nevoie la dezbaterea publică din noi? Nu, de vot. Nu, de vot, de vot. Dar e nevoie să fim prezenți, nu? Dezbaterea publică implică accesul publicului. Și al consilierilor locale. Și al consilierilor locale, dacă există această posibilitate. Și dacă și la ședință există. Domnul Cătălin, acum făcând parte amândoi din același sistem, știți foarte bine că litera legii ne absolvă de prezența la ore, la care putem trimite și ruga un coleg să ne țină locul. Dacă acel coleg este disponibil, domnule. Există și alte variante. Știți foarte bine, există și alte variante. Se poate. Eu am găsit, spre exemplu, astăzi o colegă, am rugat-o frumos să-mi țină locul și mi-a ținut locul două și gata. Nu se întâmplă în fiecare zi. Una, doi, la ședința din 20 ianuarie au fost prezenți foarte mulți cetățeni interesați de problema cu terenul, cu pășunat. Nu ați fost atunci. Era o mulțime de oameni. La dezbaterea publică, în mod tradițional, după cum... Da, exact, exact. Că am vrut să vă votez acolo, în comisia pentru recepționarea lucrărilor. Așa. La această ședință era nevoie de mai multe persoane din Consiliu, fiindcă era o chestie care ne privea pe toți. Dezbaterea publică este o simplă discuție. Este o discuție. Este o discuție la care trebuie să participe oamenii, în principal, și autoritățile locale. Da. Dar nu căutăm motive. Asta este obligația legală, și legea așa spune, că în ziua respectivă suntem învoiți de la serviciu. Am cerut legitimații de consilier la când am luat mandat. Pe baza acelor legitimații, îmi duc și motivăm absență. Care-i problema? Domnul, știți ce altceva mi-o bagă pe gât? Am înțeles. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord perfect cu dumneavoastră. Dar problema avem o tot. Dacă nu puteți susține activitatea. Atunci de nici consulții. Deci dacă îți vorba de 3 zile, putea să-i spuneți, băi, nu vineri, hai să o facem joi, că joi pot să vin. Păi, domnule, dacă vine la ora 16, trebuie să fie documentul gata. Când ați știut? Acum v-am spus că a semnat la ora 16. Nu știți procedura? Eu cred că nu explicați. Explicați. Haideți întâi să vă explic procedura. Să vă explic și doamna secretară ce e noastră. Dacă noi convocăm o ședință, așa, și nu vă convocăm cu 3 zile înainte, dumneavoastră o să veniți și să spuneți, domnule, dar conform legii, pentru că n-ai voie să mă convoci cu mine decât cu 3 zile înainte. Da, domnule. Așa. Așa. Dacă nu te sunam de pe o zi pe alta sau făceam ședința, eu aveam interes să fac mult mai repede ședința. Așa. Dar nu puteam.
Dar nu documente. Dar sunt valide, ți le toarci înapoi. Documentele, dar au fost 60 ceva de pagini care au trebuit lucrate. Dar bineînțeles. Eu când să le lucrez. Sunt întrebare. Deci dacă mai astăzi știți procedura, de asta cred că da, sunteți... Ați avut timp mereu la organigramă. Ați fost la foarte... La zi, și la 10, și la 9. Am încercat noi cum am putut. La organigramă ai fost și la 9, și la 10, și la 11, și la 12. Mereu ai fost liber. Cătălin, te-a fost. Lasă-o așa. Lasă-o așa la dă-o încolo. Acum vinit să o retragi și gata. Ca să știți și pe viitor. Dacă credeți că nu aveți timp. Nu am mai gândit așa ceva. Dar eu, asta e bine, e bine de legislat, cum vorbim în următul domnul consilier. Două lucruri vreau. În primul rând, aș vrea tare mult ca site-ul primăriei să fie actualizat. Sunt proiectele ordini de hotărâri și hotărâri care nu sunt postate pe site-ul primăriei. Știu că el a fost în revizie. Este încă în mentenanță de asta. Da. Și mi este foarte greu să... Sau nu, mentenanță, se cheamă... Da, mă rog. Cel puțin mie mi este deci, foarte greu. Deci nu le postăm noi, dacă le-aș posta eu, dar proiectul de hotărâre acum recente sunt. Dacă vă uitați, mă interrupcea, le ultimele sunt, dar din august și până în noiembrie nu sunt. Deci noi trebuie să trimitem la firma care gestionează acest site și firma să le încarce. Și de multe ori verific și nu sunt. Și iar le sunt, și iar le trimit mesaj. Ar fi bine așa să fie actualizate, că mai rupem date de acolo, mai avem nevoie. Da. De exemplu, acum știți ce v-ar ruga domnul primar? Pentru că suntem în început de an nou, aș vrea să ne faceți o nouă situație cu contractele de consultanță, cu studiile de fizabilitate care au fost fără probleme. Da. Solicitate de către primărie în cursul anului 2022. Da. Totodată aș vrea să știm și ce bani s-au cheltuit pe aceste. Așa, și dacă parte dintre ele s-au materializat în proiecte de hotărâri sau nu. Și stadiul lor. Dacă știu, de exemplu, vorbeam cu doamna administrator la dezbaterea publică de faptul că am accesat atunci acel proiect de modernizare a iluminatului public și n-am mai văzut nicio reacție. Pentru că Ministerul n-a mai publicat nicio listă de solicitați eligibili. La ultima tranșă la care am reușit și noi să depunem efectiv proiectul, pentru tranșa respectivă încă nu s-a publicat lista solicitanților eligibili. Așteptăm să vedem răspunsul lor. Dar n-au trecut 6 luni, dar l-am depus în noiembrie. Noiembrie, cam așa, nu? Da, 6 luni e minim. Ba nu, decembrie. Dar nu se dă răspuns și Cristian. Un an și la anghersare mi-am stat un an și jumătate cu documentația depusă și n-am... Da, și ar vrea avut situația asta să merge. Pentru școala, de exemplu, școala la Bardea, a ieșit lista aia, nu? Așa s-a publicat... S-a publicat lista cu 2000. În iulie. În iulie 2022. Da. Deci în iulie 2022 școala Apasău a fost declarată eligibilă și vom semna contract de finanțare pentru reabilitare și modernizare. Sperăm ca într-o săptămână, două să semnăm contractul, da? Da, domnul Minu, am venit să schimbă de domnul Minu. Vă rog, m-am întrebat. Poate reușiți să semnați anul ăsta, că știți situația școlii din partea... Am sunat de câteva ori la minister și ne-au promis că într-o săptămână, două vor intra și școlile la semnat. Știți că domnul director a dat vestea cea mai proastă posibilă vis-a-vis de școala Bardea. Da, da. Începând cu anul 2024-2025 s-ar putea ca... Nu sperați că l-am curești într-o săptămână. De-aia ce-ai făcut acum... Nu-i vina noastră, că... Da. Că știu, că nu mai facem copii. Știu, da. Trebuie să motivăm tinerii să rămână aici. Și singura șansă ca să-i motivăm este să investim în turism. Turismul local. Nu o să-i motivăm nici o să dea. Atunci o să rămânem încă 30 de ani în aceeași stare. Așa cum ne-a spus și crescătorul lor din animale. Spuneți. O ultimă întrebare. Ce mai știți? Adică ce noutăți mai vezi proiectul de modernizare a drumului comunal? DC-146. Cum mai stați cu proiectul? E luat, e... Drumul comunal nu. De ce o să partea de la kilometru 0? Am auzit. Da, sau mai tare. Deci, ăla nu-i scos, nu ne-am scos la licitații, deoarece avem finanțare doar pe o parte din ce-a fost bugetul.
10%. Noi, în ce-am muncit și ce-am reușit să aducem la buget, chiar astăzi am primit sume de la Consiliul Județean, am fost primit, ne-au promis o sumă mai mică, acum câteva ori ne-au dat o sumă chiar, adică, nu-i mare, dar mulțumitoare, da, aproape de 1 miliard de la Consiliul Județean. Și din partea noastră de excedent, din ce am mai primit la Consiliul Județean, sperăm să începem lucrările. Nu avem bugetat tot proiectul, avem doar 1 milion, proiectul de 7 milioane pentru reparație capitală drumul comunal ăsta. Așa. E lărgirea podului la Nogea, mai sunt ziduri de sprijin, șanț de drenare a apelor pluviale și pe o parte și pe alta unei nevoi sau dacă nu numai pe o parte, dar pot să vă zic că am semnat contractul cu constructorul BBV, nu știu cum îi mai zice, o societate, pe modernizare drumului din Dezocal. Toate ulițele și străzile din centru, din lunga Său și un kilometru cu capătul de alb. Astăzi am fost cu constructorul, a venit astăzi pe teren, i-am arătat exact toate ulițele și drumul comunal de acolo. Sperăm în vreo lună de zile și acolo, maxim două, să înceapă lucrările. Și sperăm și la asta, la drumul comunal, anul ăsta, să începem lucrările, dacă să ne... Da. Păi asta e, cu canalizarea, ați văzut, trei echipe lucrează, băieță... Nu este unde să fie. Da. Și-o dat seama că nu le merge și... În continuare... Mai sunt indicatoare căzute. Da, nu știu. Da, nu scăzute, nu scăzute, zrupte intenționat, zlovite de ele, da. Ia că le-a la rapid, toate le-a la rapid. Chiar am fost duminică la Osoi, am făcut o ieșire eu cu cățelul și indicatoare din astea de montate cu lucrători noștri la Salvamont, rupte, indicator rupt. Ce-o avut cu ăla acolo la traseii de montane? Indicator rupt. Deci avem noi o problemă, nu pot să... S-o urca pe 100 de spate de acolo la... Da. La Nicodim, la Băiat, și cu tărbunoiul ăla, după care nu mai cum spunea doamna care a fost la ședință, că îi dă mâncare la câini. Păi, dar asta e problema mea cu oamenii. Deci oamenii trebuie să fie conștienți. Băi, frate, dacă ți-e drag, ia-l în curte câinii ăla. Dacă nu, nu-i mai da mâncare, nu-l mai pripoși la poartă. Deci noi cheltuim o sumă enormă ca să luăm câinii ăștia. Din banii noastre. Din bugetul. Da, cum? Din bugetul nostru. Dar nu credeți că avem alți bani de la altă parte. Din banii noastre. Vă dați seama, 7 milioane nu se ridice. După aia cheltuieli de transport, cheltuieli de nu știu care. Ne-am minunat când ne-au luat. Dar cum îl găsești, domnul, cu bani? Că lăsați ce noastră, văd că nu aduc câinii din mașină. De când la poartă și dăm mâncare la poartă. Cum îl sancționezi? În baza a ce? Cum, dar avem potrivit de asta? În baza a ce îl sancționezi pe el? Dăm mâncare la câinii? Trebuie să-i faci poză, trebuie să-l înregistrezi, să-l trimiți la poliție. Păi da, păi prin ce bază? Ăla pus. Păi dar ăla vine și te aduc cu mașina câinii, vine și îi lasă sub camere. Nu duce și lasă, unde îi lasă. Deci, ca să-l sancționezi, ai nevoie de dovadă. Doamne ferește, câtă logică poți să ai când spui chestia asta? Plus că aveți camere instalate. Dar sunt 75 de camere, dar tu dacă vii cu un camion din căței, lași sub camera, din luat de deli. Păi dar n-ai, duci pe barte, abia că știi și ei iese tot în stradă. Sau îi bagi pe undeva, te zice în târg. Să nu pui care eu zic. În soare de cât mai revii. Facem o eche, poți să-i prindem noi ăsta. Ai voi? Ce să faci cu ei? Păi să ai. Ce să faci cu ei? Trebuie să-i crești. Domnul președinte. Vă rog încheia în ședința. Mulțumim pentru participare. M-ați venit la ședință.